Una tropicală din Filipine a făcut ravagii. 1500 de oameni au murit luați de ape sau înghițiți de pământ. Potrivit televiziunii nord-americane CBS, cele mai multe decese s-au înregistrat într-un oraș port unde au murit peste 800 de persoane. Urgia naturii s-a dezlănțuit pe 17 decembrie și a măturat totul în cale. Sate întregi au fost inundate, drumuri și poduri distruse, iar zeci de mii de persoane au rămas fără adăpost, haine sau mâncare. În continuare sunt date dispărute 1000 de persoane, iar autoritățile avertizează că multe dintre ele ar putea fi moarte.